Așadar, până aici ne-am uitat la ansamblul lucrării lui Dumnezeu de la creație până la răscumpărarea creației în ziua învierii. Și să nu uităm niciodată că Dumnezeul nostru e mare, dar e și bun. De aceea e foarte vrednic de laud. Eu sunt originar din Apuseni și acolo s-a pocăit un om dintr-o familie care n-a fost nimeni niciodată întors la Domnul. Și cineva îi zicea, măi, te-ai dus la pocăiți? Și el spunea, dacă n-ajungeam la pocăiți, prost muream. Și-a zis, cum? Și ce știți voi cum a apărut lumea și cum e celălalt capăt? Și voi atâta știți, ce ați învățat la istorie, ce m-au zis pe la politicieni, dar noi din Scripturi și din voia lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt, știm de unde a început și știm unde se gata. Știm ce a fost și știm ce va veni. Știm adevărata fața lucrurilor, nu doar cea care se vede, știți? De exemplu, când a fost cu turnurile gemene, în 2001, unii cred că le-au dărâmat arabii, alții cred că CIA-ul, și așa o și de mai ține lumea încă mii de ani, părerile să fie împărțite. Însă noi din Scripturi știm adevărul curat și nu bâșbâim ca vieții oameni cu evoluția și cu frământări, ce simplu, ce frumos avem noi lucrurile clare de la Dumnezeu. După cum spune un vers, pentru cei cu minți înguste, Doamne, ești de necuprins, pentru cei înălțați și mândri, ești înalt de neatins, dar atât de mic ești, Doamne, și atât de apropiat, pentru cel ce se primește într-un cuget nestricat. Pentru cei ce văd, ești totul, și într-un munte, și într-un spic, dar ești nicăieri de pildă pentru cei ce văd nimic. Acum, în a doua parte, acestei seri vreau să ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt la nivel de individ, la două lucrări, să le numesc de moment, în sensul că sunt scurte, evenimente care pot fi datate, nașterea din nou și botezul cu Duhul Sfânt. Urmând ca prin ajutorul Domnului, pe mâine seară să ne uităm la alte două lucrări ale Duhului Sfânt, lucrări de durată, de o viață. Mai întâi, nașterea din nou. Ceea ce a fost greu lui Nicodim să priceapă. În cartea profetului Ezechiel, Dumnezeu a făcut o promisiune. Vă citesc din capitolul 36, de la versetul 25. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Versetul 26. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Cum asta? Versetul următor. Voi pune Duhul meu în voi, asta e ceea ce are de-a face cu inima nouă, cu viața nouă, cu nașterea din nou, și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Ținând cont de această promisiune, trecem în Noul Testament și vă citesc și din Romani, capitolul 1, ca să vedem că, așa cum spune Pavel aici, atât evreii cât și neamurile au fost păcătoși, da, păcătoși, păcătoși. Scrie în Romani 1:28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate. Și acum scrie în versetul 29. Astfel au ajuns, rețineți cuvântul, plin. Plin de ce? De vreo 20 de rele scrise aici, sau cum spune lista din Galateni 5, și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Care a fost promisiunea lui Dumnezeu? Să-i curățească. Dar știți cum spunea Domnul? Curăță mai întâi partea dinăuntru. Dar pe dinăuntru cine se curățe? Numai unul care are acces. Așadar, omul a pierdut pe Dumnezeu și s-a umplut de păcat, să spunem așa, de lucruri rele, chiar de duhuri. Cum spune în Apocalipsa 18 din Babilon, care rusese locașul oricărui duh necurat, oricărui păsări necurate și urâte. Duhul lui Dumnezeu este comparat cu o apă, printre altele, și lucrarea nașterii nou este asociată cu spălarea, curățirea, sunt definirea de aceleași lucrări.
Înnoirea. Ce înseamnă această înnoire? Ocazia iertării. Nu mai sunt păcatele în evidența noastră. Pleacă din sarcina noastră, pleacă și din inima noastră. Ajungem să le respingem. Și astfel se produce golirea de ce e rău, curățirea și rămâne un vas nou. Pentru că Dumnezeu are puterea aceasta să regenereze, cum am vorbit încă înainte. Vreau să observați că acest proces are de a face cu o schimbare a voinței, a gândirii, a faptelor. Zice în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Toate lucrurile s-au făcut. Dar care sunt cele vechi care s-au dus? Am spus că s-au dus faptele, s-au dus gândurile. Se duc toate dorințele păcătoase. Se schimbă totul. Numai în două locuri în Noul Testament apare cuvântul grecesc palingenesia, care înseamnă restructurat în noi total. Prima dată unde apare este, nu cronologic, vorbind în lecția noastră, Tit, capitolul 3. Văd că vă ajută surioara asta, că v-ați cam obișnuit fără Biblie, asta nu-i chiar bine. Tit, capitolul 3, vă citesc de la versetul 5. El, Dumnezeu, ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, atenție, prin spălarea nașterii din nou. Deci nașterea din nou trebuie să cuprindă neapărat o spălare. Atenție! Și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. La ce înnoire, la ce spălare se referă? Cum adică să se ducă toate? Vreau să observăm când pleacă aceste lucruri rele. Ce se întâmplă de fapt? Să vă dau un exemplu. O fată a venit la noi la biserică și a avut următoarea mărturie. Ea umbla la biserică, s-a botezat așa mai în prietenie cu tinerii, nu mai știe exact dacă era sau nu din familie de credincioși. Dar viața ei nu era schimbată. A umblat într-un grup de tineri, a mers cu ei misiune, a văzut că unii sunt altfel. Alte pasiuni, alte gândire, alte fapte. Ea tot timpul stresată, frământată, citise foarte mult, filozofii, n-avea pace. Și la un moment dat a început să se roage, Doamne, ceva nu-i în regulă cu mine, văd că alții sunt altfel. Și mergând pe mașină spre o adunare, a început să plângă. Fetele au întrebat-o, ce-i cu tine? A zis, e ceva din interior, nu mă doare nimic, n-am vreun necaz exterior. A plâns la adunare, până s-a predicat, până s-a cântat, până s-au rugat. Și a zis, vreau ceva. Și un frate a zis, auzi, vină la stăruință. Cred că Duhul Dumnezeu te cercetează. Vrea să lucreze acum înnoirea în viața ta. Dar ce trebuie să mai fac? Auzi, să te mărturisești. Și a zis ea, ca să nu uit, scriu pe o foaie, luat-o foicică, cred că vreo 3-4 păcate, greșele am și eu. Și la un moment dat a spus, Doamne, spune-mi Tu tot ce nu-ți place la mine, tot ce-i păcat, că vreau să nu mai rămână nimic rău, negru în viața mea. Și a început să scrie, să scrie, și asta, și cealalt, asta a fost prea mică, a luat una A5, prea mică, A4. S-a speriat. Și a zis, n-am crezut că sunt așa păcătoasă, că atâta rău locuiește în mine. Și a început să plângă. Avea impresia că Dumnezeu se uită la ea și că e vrednică de moarte, de condamnat. A dat niște mesaje la niște cunoscuți. Un frate și-a luat îndrăzneala, a sunat-o, asta nu putea vorbi de plus. Ce-i fat? Sunt nenorocită. Sunt cea mai mare păcătoasă. Uite aici, îi dovada, mi-am făcut singur rechizitoriu. Și fratele ăsta îi zice, auzi, acum Domnul te cercetează, așa lucrează Duhul Sfânt. Dar ce să facă, s-a pierdut? Citește 1 Ioan, a fost îndemnat fratele să-i spună 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept,
ca să ne ierte păcatele și atenție și să ne curețe de orice nelegiuire. Când se produce spălarea și curățirea asta? Când noi conștientizăm că astea sunt păcate, ne scârbă de ele și spunem: Doamne, care-le de aici, fă ceva cu ele, scapă-mă, eliberează-mă. Doamne, dă harul ăsta celor ce încă nu l-au avut, ca nu cumva să-i mai fie vreunuia drag păcatul. Duhul Sfânt să aducă această conștientizare în minte. După cum vă citesc din Roman, capitolul 12, aici avem de-a face cu operația la nivel mental, spune Apostolul Pavel, Roman 12, versetul 2, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea. Înnoirea înseamnă aia de la nașterea din nou, înnoirea minții. Dar cum e asta? Ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Referitor la nașterea din nou, vreau să observăm aceste două aspecte. Iluminarea sau înnoirea minții și curățirea ființei vechi care a fost plină de păcat. În ce privește curățirea, vreau să vă dau ca exemplu ce s-a petrecut în casa lui Corneliu. Scrie în Fapte, capitolul 10, vă citesc de la versetul 43. E un fragment din predica lui Petru. Fiți atenți. Toți prorocii mărturisesc despre el, adică despre Domnul Iisus, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Și acum versetul următor. Da, de asta v-am spus că e rău că n-aveți Biblie, că mie nu vă pot arăta toată pagina, eu v-aș fi arătat-o. O vedea singuri. Versetul următor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pocurât Duhul Sfânt peste cei ce ascultau cuvântul. În ce moment al predicii a venit Duhul? Nu în oricare moment. Când Petru a spus anume ceva, ce? Reiau versetul 43. Oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Adică atunci când au conștientizat că sunt păcătoși și că pentru ei există iertare și asta vine de la Domnul. Asta a produs curățirea, când suntem conștienți că suntem vinovați, că Domnul ne spală, ne curățește, Dumnezeu are în plan să ne mântuiască. Drept dovadă că este așa, vă citesc Fapte 15. Argumentul lui Petru din Ierusalim. 15 cu versetul 8. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Atenție acum, n-a făcut vestul următor nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățit inimile. Cu ce suntem noi curățiți? Evrei, capitolul 9. Cu sângele Domnului Iisus Hristos. Amin. Mărit să fie Domnul. Amin. Dar Duhul Sfânt realizează lucrarea asta. În momentul în care conștientizăm păcatul și nevoia și posibilitatea de mântuire. Totul pleacă de aici, dar se schimbă totalmente întreaga ființă. De aceea este naștere din nou, este o nouă gândire, o nouă viață. Vă citesc acum aspectul celălalt. 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 3. Și le reluăm apoi, să le punem împreună și să ne fie clar. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi, ca slujitori a Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Pe ce s-a scris legea? Pe table de piatră. Table erau în afară și păcatul era înăuntru. Și zice Pavel în Roman 7, asta e problema. Văd că legea e bună, dar înăuntru am alte trăiri, altă pasiune. Ce face Duhul Sfânt cu ocazia nașterii din nou? Mută scrisul de pe tablă pe inimă, adică în minte. Dar cum vine asta?
Adică ne face să pricepem. Să vă dau un exemplu. Dacă eu acum v-aș vorbi în chineză, nu știu, stați liniștiți. Dar v-aș zice, hai să zic că eu știu, scrieți. Ați putea scrie? Dar de ce n-ați putea scrie? Că nu înțelegeți, nu? Dar dacă eu vorbesc românește, puteți scrie? Așa-i când Duhul vorbește. Te face să pricepi și o scrie. Când o scrie? Când o auzi. Când o scrie? Când o citești. S-o scris-o în minte și ți-e clar, așa este. Dar operația asta de interior o face Duhul lui Dumnezeu. Că numai Moise, numai noi predicatorii, rămâne la slovă. Dar dacă Duhul lucrează în predicator și Duhul lucrează și în persoana care aude și cu aceeași limbă vorbește predicatorul și aceeași limbă recepționează cel ce aude, m-am spus că nu-i treaba la greci, treaba vine de la Duhul lui Dumnezeu. Să ne facă să pricepem. Doamne, ajută! M-am spus că Noul Testament, asta e una din, mie îmi pare cea mai interesantă lucrarea Duhului Sfânt, te face să pricepi Scriptura. Și când pricep, îți dai seama, asta e păcat, asta e păcat, îți dai seama că e mizeria care a intrat în tine, dorești să fie eliberat, golit, curățit. Spunea fata aia, revin la mărturia ei, când am citit versetul acela, am simțit că își curge peste mine o apă care mă spală pe din afară și pe dinăuntru. Că sunt alta și nu m-am mai văzut vinovat. Nu mă mai vedeam păcătos, e ca și cum ți-ar schimba cineva hainele. Că și expresia asta apare în Scripturi, că au fost, cum spune Colosenii 3, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de... Și Doamne ajută-ne, amin? Așadar, să rugăm pe Dumnezeu să lucreze nașterea din nou prin a-i face pe oameni să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Să priceapă ce-i neprihănire, ce-i păcat, ce are Dumnezeu un plan, cum gândește lumea. Și când astea se limpezesc, deja începe să curgă apa așa de la minte. În momentele acelea, oamenii își dau seama că sunt păcătoși, mai mult sau mai puțin, resping păcatele și se produce curățirea. Doamne, lucrează nașterea din nou în viețile noastre. Asta se face în mod deosebit prin cuvântul lui Dumnezeu, în timp ce se ascultă Scriptura, în timp ce se citește. Vă citesc 1 Petru, capitolul 1, spune de la versetul 23. Fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viață. Vă dau aici un exemplu. Cum a creat Dumnezeu lumea? A zis, nu? Și s-a apărut și una și alta, la fel. Cum creează Dumnezeu omul nou? Nu mă zice. Dumnezeu îți vorbește, tu crezi și acel cuvânt ia ființă în tine. Și totul se bazează pe ceea ce Dumnezeu a spus, pe voia Lui, și începem să avem o gândire ca a lui Dumnezeu. O gândire nouă, cum spune în Efeseni, capitolul 4, din momentul nașterii din nou, minunea asta ar trebui să aibă loc. Aici ai văzută golirea nu ca interior, ci dezbrăcarea ca exterior, ca fapte. 4:22. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi. Sunt comparații, dragii mei. Imaginați-vă că înăuntru unul are lucruri rele de un fel sau de altul, sau că în afară unul are haina lăcomiei, haina mândriei. Imagine. Dezbrăcați-vă omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre, să gândiți altfel, să vezi că mândria e păcat, să înțelegi că diavolul duce lui oamenii în rătăcire și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care dă adevărul. Amin. Povesteau frații din fosta Uniune Sovietică despre o familie de profesori. Știți că în perioada comunistă au fost localități, chiar orașe, unde n-a mai fost nici măcar biserică ortodoxă, că la ei comunismul a fost mult mai dur și mai deturat. Și unii au fost crescuți în acel regim fără niciun Dumnezeu. Dar după ce a venit libertatea cu perestroica lui Gorbaciov, o familie de profesori a intrat în legătură cu ceva credincioși. Au început să meargă la adunare, atei amândoi, dar le-a plăcut compania fraților, au văzut că sunt oameni de treabă, serioși, care numind, care te ajută. Dar de la un moment dat, femeia, profesoara, a fost cercetată și îi spune lui să știi că eu cred. El zice, vezi de treabă, e poveste, dar
Așa face bine la suflet. E o mitologie interesantă. Ea spune, nu, eu deja cred. Pentru mine e foarte clar, e Dumnezeu Tatăl, e Domnul Iisus. Toate sunt la locul lor. Măi, femeie, nu i-a văzut nimeni, măi, eu, a noștri au mers în spațiu, măi. Nu e nimic. Deja la inima ei lucrase Duhul lui Dumnezeu. Și într-o zi spune, să știi că vreau să mă botez. Băi, să nu faci asta. N-are sens. Zice, nu, e de mare importanță. Uite, simbolul morții Domnului Iisus, care a murit pentru noi, deja ea gândea. Știa ce e păcat, știa ce e neprihănire. I-a spus că se botează, el puțin indignat n-a mers la botezul. Totuși, când ea a venit acasă, a așteptat-o cu un buchet de flori. A zis, băi, de când umbli la pocăiți, ești nevastă mai bună. Dar pentru asta îți dau buchetul, dar altfel totul e poveste. Ea mergea la adunare, uneori o mai ducea și el, alteori se împotrivea. Și într-o zi, ea era la adunare, el stătea acasă. Și în mintea lui, aude o șoaptă. Nu-i Dumnezeu, nu-i diavol, nu-i rai, nu-i iad. Du-te, ia țigările că sunt în camera cealaltă, în dulap, acolo în sertar, stai și fumează, nu-i nimic, bucură-te de viață. El de o vreme nu mai fuma de când umbla cu pocăiți. Se duce acolo, nu mai știa că le lăsase acolo. Acolo erau, cum i-a zis, vocea aceea, acolo era pachetul, acolo era bricheta. Le ia, le pune pe masă, vine soția lui de la adunare, le vede și doar nu vrei să te apuci de fumat. Zice, nu, numai să spun ce-i cu ele. Azi m-am lămurit, am aflat că este drac. Dar de unde? Mi-au spus că unde sunt țigările. Numai el putea să-mi spună, zice. Măi, dar ce m-am mai gândit? Dacă este drac, înseamnă că este și Dumnezeu, măi. Și dacă este și Dumnezeu, înseamnă că este și rai, este și iad. Deja am întrebări serioase. Și a început să meargă la adunare. Cu asta a început să-i se deschidă mintea. Apoi Dumnezeu l-a cercetat, a priceput, a renunțat la toate și îmi spuneau frații, a devenit un bun predicator. Că așa lucrează Dumnezeu. Înnoiește minți, numele Lui să fie slăvit. La noi în biserică s-a întors la Domnul anul trecut un ofițer de poliție care spunea, n-am fost în viața mea, în copilăria mea, la vreo biserică, nici măcar ortodoxă. Tata lui a fost comunist, a lucrat și el, pare mi se, în același minister de interne. Pentru mine n-a existat nimic. Dar dintr-o dată am devenit interesat. Am început să citesc. A aprofundat, e foarte studios. Efectiv, s-a produs o schimbare în minte, în viață, în fapte. Și de asta se face responsabil Duhul Sfânt. Mulțumim Domnului că există harul pe care nu l-a putut crea din Nicodim, să fie oamenii născuți din nou, să fie altul. Și acum vă rog, rețineți. V-am spus, Duhul Sfânt face asta în minte, explicându-ne Scriptura, și Duhul Sfânt realizează la nivelul întregii ființe să ne dispară simțuri, gusturi păcătoase, să respingem păcatul, să se schimbe practici. Și ce urmează după asta? Păi dacă omul a fost plin de rele înainte, așa cum e gol, știți că e baita că rămâne casa goală, nu? Ce-a spus Domnul? Că dacă vine diavolul și găsește casa goală, vine cu trupa. A fost la noi în biserică o vedenie că erau unele familii care aveau anumite cârtiri, nemulțumiri, ca și cum mai face o reclamație, să sun la 112 și venea să prezenta la ușă trei meseriași. Și unul spunea, eu sunt duhuri de cârtire, am înțeles că sunt probleme, da? Păi n-am asta, n-am asta, a zis, stai să verificăm, o, văd că n-aveți mai multe. Și nicio problemă, vă dau în grijă la colegul meu, duhul de nemulțumire. El va constata toate lipsurile. Și apoi te începe. Și cu soacra până la noră și de la păstor până la ușier. Și zice, nu, zice că vă dau, se ocupă colegul meu mai departe, duhul de depresie. Ăsta rămâne la voi. Și o să vă spună de fiecare dată toate defecțiunile. Doamne ferește să ne vină ăștia la ușă. Dimpotrivă, noi vrem să plece toată echipa asta. Dacă e casa goală, ce trebuie să se întâmple mai departe? Să fim umpluți cu Duhul Sfânt. Și la asta îi zice botez cu Duhul Sfânt sau cufundare în Duhul Sfânt. E ceva necesar. Nu e ceva în plus.
s-a golit ființa și trebuie umplut. Cu ce? Cu tot ce are Duhul Sfânt. Vine cu pachetul, nu? Cum spune în Coloseni 3, am amintit, îmbrăcați-vă cu o inimă, toate celelalte, pe deasupra, luați și dragostea, legătura de săvârșire. Apar atâtea expresii și vreau să vă citesc doar câteva de umplere, nevoia asta de umplere. Spune Scriptura în Fapte, capitolul 2, versetul 4, și toți s-au umplut. Capitolul 4, versetul 31, și toți s-au umplut. Doamne, umple-ne și pe noi. Când vine uneori să zic că unii nu sunt umpluți la botezul cu Duhul Sfânt, sunt numai stropiți, deci că-s botezați prin stropire. Și bun ar fi botezați prin cufundare. Să se umple interiorul și să se spele și exteriorul. Să fie cu adevărat ceva nou. La noi în biserică a fost un bărbat care avea soția pocăită cu vreo 20 ceva de ani, dacă nu mai mult înaintea lui. El era foarte capricios cu stilul lui, mai venea pe la adunare așa să mai bage de vină. De la un moment dat a început să vină mai regulat, s-a scris la cateheză, s-a botezat, dar era tot mai ciudat. Mi-amintesc că l-am vizitat odată, avea Biblia pe masă, lângă televizor, învelită foarte frumos, zice, eu studiez și de aici, când consider că mă uit la televizor, mă uit la televizor, ăla au greșit acolo, au făcut acolo, trebuie să știu să vorbești cu oamenii în par și așa le amesteca, știi? A venit vremea stăruinței și numai nu primea Duhul Sfânt. A avut un infart în perioada aceea, Dumnezeu l-a scăpat, s-a temut că moare. Și când l-am vizitat, a zis, ce mă fac, era maghiar, vorbea, știți cum vorbesc maghiar, ce mă fac că n-am pe Duhul Sfânt? Îți pierd tu dacă n-am pe Duhul Sfânt. Domnul ne-a științat că nu-l va lăsa, că altfel a fost un om curat, așa, în sensul că n-a fost un om care să-și bată joc de oameni, dar avea capriciile lui. Și am fost prezent când l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt într-o seară, l-a botezat pe el, printre alții, și un alt bătrân, Ardelean Petru, tot era din adunare, ce s-a botezat și el la vreo 70 de ani din părinți pocăiți. Când i-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, s-au îmbrățișat amândoi și mă cotește un prezbiter, zice, băi, l-a cunoscut pe fratele Șoan înainte? Zic, nu. Asta nu ți-ar fi pupat un român. Mă, uite acum că nu-i mai poți descleșta. Nu te puteai înțelege cu el nici pe românești, nici pe ungurești. L-am întâlnit de multe ori după aceea, trăiește, l-am zărit și azi prin oraș. L-am întrebat, ce faci, frate Șoane? Mă bucur în Duhul Sfânt. Zice, îți dai seama, eu vorbesc cu Dumnezeu. Dumnezeu îmi dă bucurie zi de zi. Ce har! Nu am mai fost cel dinainte. Pentru că a devenit umplut. Ceea ce înseamnă că pe unde îl înțepi, tot așa ceva curge. E plin paharul. Dă peste el. Vreau aici la lucrarea Duhului, la botezul cu Duhul Sfânt, să fac ceva referiri și mă folosesc de Scriptură aducând niște argumente însăși din Vechiul Testament. Dar hai vă citesc mai întâi din Noul Testament, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19. Nu știți că trupul vostru este templu Duhului Sfânt? Trebuie să fie sfânt și trupul, nu? Devine templu, care locuiește în voi. Îmi place expresia asta, locuiește în voi, dar despre asta vom vorbi mâine seara, acum vorbim numai despre momentul în care se mută la noi în casă. Deci mai întâi curăță casa sau face casa, cum vreți să spuneți, asta e nașterea din nou, o nouă casă. Botezul cu Duhul Sfânt se mută în casă. Acum, în Vechiul Testament, vă rog să observați, pentru că vreau să spun un singur adevăr, să mă adaug. Dovada botezului cu Duhul Sfânt sunt fenomene supranaturale. Levitic, capitolul 9, s-a construit cortul. Au fost sfințite toate obiectele, au fost pusă masa, altarul, sfânta, sfânta, sfintilor, toate la locul lor. De acum trebuia să intre în funcție.
9:22. Aron și-a ridicat mâinile spre popor și l-a binecuvântat, apoi după ce a dus jertfa de ispășire, s-a pogorât. Moise și Aron au intrat în cortul întâlnirii, când au ieșit din el, au binecuvântat poporul. Și slava Domnului s-a arătat întregului popor, un foc a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit arderea de tot de pe altar și grăsimile. Deci cine a aprins focul când s-a deschis slujba în cort? Moise sau Aron? Domnul, a fost ceva supranatural, foarte vizibil, supranatural. Trecem la inaugurarea templului, 2 Cronici, capitolul 5. Și vedeți din nou că nu oamenii au pus foc. Nu a fost ceva să spună ei, Dumnezeu e aici, dar unde? E aici, așa. Nu, 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 s-a văzut. 2 Cronici, capitolul 5, versetul 13, spune partea finală versetului. În clipa aceea, casa, și anume casa Domnului, s-a umplut cu nor. Preoții n-au putut să mai stea acolo să facă slujba de pricina norului, că slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Vedeți? Din nou a fost o prezență supranaturală. Acum în Noul Testament, v-am spus, noi devenim temple a Duhului Sfânt și cu ocazia inaugurării lucrării Duhului Sfânt în viața noastră trebuie să apară ceva supranatural, că Vechiul Testament a fost prototipul pentru Noul Testament. Asta scrie în Fapte, capitolul 2, și nu numai, cităm câteva versete din Fapte. Iată justificarea lui Petru, versetul 33, așa cum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului, a turnat ce vedeți și auziți. Și dacă nu se vede și nu se aude nimic, eu îndrăznesc să spun că încă n-a început slujba în templu, că încă nu locuiește. Mai pun altfel problema, logic, să mă înțelegeți. Toată lumea zace în cer rău, așa-i? 1 Ioan 5:19. Dar toți oamenii sunt demonizați? Nu. Dar pe ce se cunoaște un om demonizat? Pe ce se cunoaște? Are cu somn, nu? Îl cunoști că are manifestări supranaturale negative. Orică ghicești, orică e tare, orică face ceva, nu, ca ăla ce nu puteau să-l ține și cu cătușele, nu? Și poți să zici, băi, ăsta are un duh necurat. La fel, în plan pozitiv, toți care vin la adunare sunt sub influența Duhului Dumnezeu. Dar pe ce poți să-ți dai seama că într-un om a venit Duhul lui Dumnezeu? Pe manifestări supranaturale pozitive. Dacă diavolul se vede, o să spuneți că Dumnezeu nu se vede? Se vede și se aude? De-aia în Fapte avem vâjii de vânt, limbi de foc, vorbire în limbi, prorocie, nu numai vorbire în limbi, sau alte manifestări. O spus Domnul, Marcu 16, iată semnele care vor însoți pe cei ce vor cred. Duhul Sfânt va fi dat celor ce cred. Manifestări supranaturale. Vorbire în limbi asociată cu alte și alte lucrări pe care Dumnezeu are în plan să le facă. Poate ziceți dumneavoastră și uneori suntem întrebați, dar uite, eu știu un frate sau o soră credincios care pare tare pocăit dacă n-are manifestările astea. Nu-i botezat cu Duhul Sfânt. Să se roage ca Dumnezeu să dovedească o lucrare întreagă. La noi în biserică s-a întors la Domnul o soră care era judecător în funcție. A venit la stăruință. Și frații care au venit să ne ajute, n-a știut cine-i dumnea ei. Așa, învelită ca celelalte, acolo printre fete de a 8-a sau de liceu, mai ea mai timidă, venită nu de mult, frații au spus, soră, roagă-te, cer de la Domnul cu stăruință. Și se roagă sora, profesoară și judecătoare, și se roagă și Domnul îi dă Duhul Sfânt. Și noaptea următoare visează că intră într-un castel și aude o voce. Bucură-te că ai fost acceptată și ai trecut pragul. Eu nu mă voi grăbi să condamn pe cineva și să spun că deci că e vinovat că n-are. Eu mai degrabă mi-aș imputa mie că îmi pun mâinile peste el și nu primește. Pentru că nu-i de vinovat numai
Să nu dăm vina numai pe popor. Îmi pare uneori nepotrivit că la unele stăruințe, cei ce organizează stăruințe, a spus, băi, rugați-mi spre Duhul Sfânt, ca și cuvintătoria voastră. Păi și a noastră să ne rugăm pentru ei și dacă se poate să ne punem mâine sau să-i ajutăm ca Dumnezeu să dea Duhul Sfânt. Dar pentru asta uneori este nevoie să o luăm de la capăt. Pentru că, dragii mei, când David a păcătuit, n-a mai venit prorocul Natan să-i spună științări cu privire la slujba sfântă. Când a venit, a venit să-i spună referitor la păcatul său. De aceea să ne cercetăm care este starea nașterii noastre din nou, în ce măsură suntem curați și apoi să ne întrebăm dacă Duhul lui Dumnezeu n-a venit încă, de ce nu vine. Deci să noi să-i pregătim vasul, nu? Să fim în curăție și cu dorință sinceră ca Dumnezeu să vină și să ne umplă de Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Îmi vine în minte cazul dintr-o adunare. Un frate s-a mutat în altă parte a țării și acolo a întâmpinat rezistență din partea a doi oameni, între care unul spunea, dacă Duhul Sfânt vrea să vină, știe adresa, știe unde stau. Adică unii nu-i destul că sunt nepocăiți, sunt și obraznici. Și fratele a zis, măi, a încercat împotrivitori la lucrările Domnului, a vrut să plece de acolo. S-a dus la rugăciune și Domnul i-a spus, auzi, rămâi acolo că eu te-am rânduit și strigă înaintea mea cu cei ce doresc lucrarea sfântă. Că atunci când va veni vremea ca Dumnezeu să vină la lucru, va lovi două pietre de potignire, și semnul va fi că va începe lucrarea de cercetare a tinerilor. Am fost acolo când Dumnezeu a început să lucreze, a botezat Domnul cu Duhul Sfânt aproape toți copiii până la 10 ani. Nu prea puteai să predici că nu te lăsau. Și am întrebat, dar cum e cu pietrele alea două? A zis, unul a murit fără să îmbătrânească, celălalt a fost lovit cu un duc de nebunie. Și mi-a povestit pastorul, a zis, l-am vizitat în spital, și m-a întâmpinat asistenta și a zis, domnul pastor, ce-i hula împotriva Duhului Sfânt? Că pacientul ăsta nostru întuna spune că l-a hulit pe Duhul Sfânt și nu poate fi iertat. Și spunea pastorul, am stat două ore de vorbă cu el să lămuresc. Mă, omule, smerește, poate Dumnezeu te iartă. A zis, pe mine nu, că tare m-am împotrivit lucrării Domnului și nu l-a putut convinge. Dar în adunare, Dumnezeu începuse să lucreze, mărit să fie Domnul. Așadar, frați și surori, Duhul Sfânt, la nivel de individ, are prima dată în sarcină să ne spele, să ne curățească, să ne schimbe mintea și apoi, prin lucrarea umplerii cu Duhul Sfânt sau a botezului, să ne umplă de Dumnezeu. Este un verset în Efeseni, când îl citesc, Efeseni capitolul 3, parcă mi se pare prea înălțător, fraților. Și mă gândesc, așa plan mare să aibă Dumnezeu cu noi ca indivizi? Efeseni 3, versetul 19. Și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care trece orice cunoștință. Și acum partea a doua versetului ăsta îmi pare culminantă. Ca să ajungeți plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Cum adică? Eu să fiu plin de Dumnezeu? Îmi pare să zic, nu-i prea mult? Dacă mă gândesc că mă umple Duhul lui Dumnezeu, nu-i mult. Că Duhul lui Dumnezeu de atâta spațiu și de atâta putere are nevoie. Știți că e numită această putere nemaipomenită? Da? Pe care a pus-o Dumnezeu în niște vase de lut. Ce har ne-a dat Dumnezeu să ne înnoiască și să ne umplă. Pe noi care altădată eram poate niște vase de ocară, pierduți, ce har, ce onoare. Aș vrea dacă Dumnezeu ne ajută mâine seară să ne regăsim și să vedem ce are de fapt Dumnezeu în plan, pentru că asta mi se pare mai interesant. Dumnezeu ne curățește, trimite Duhul Sfânt să locuiască în noi,
Dar cu ce scop? Ce se întâmplă mai departe? Cum lucrează Dumnezeu în viața care ne mai rămâne de trăit? Cu ce scop Dumnezeu își continuă lucrarea în adunare? Ce poate să facă Dumnezeu prin noi? În mod deosebit, vreau mâine seară, cu ajutorul Domnului, să ne oprim în Roman și să înțelegem ceea ce scrie acolo și îmi pare interesant. Vă spun de acum, dacă vreți să vă gândiți acasă, apare acolo o expresie, o sintagmă. Legea Duhului de viață în Hristos. Ce lege e aceea? Acolo sunt două legi. Legea păcatului și a morții și legea Duhului de viață în Hristos. Vreau să vorbim despre ceea ce scrie acolo, călăuzirea Duhului, despre cum putem să dovedim că suntem fii al lui Dumnezeu și apoi despre ceea ce vrea Dumnezeu să lucreze prin noi după ce am primit botezul cu Duhul Sfânt, darurile și slujirile care Dumnezeu vrea să le aibă în biserică. Povesteam cu niște frați din Bihor și spuneau, frate, ceva e dovadă că am mai sărăcit. Mai în anii trecuți, când se primea Duhul Sfânt, cam din 10, 4 proroceau. Nu neapărat toți rămâneau proroci, pentru că fac aici o mențiune. Orice om umplut cu Duhul Sfânt se pot manifesta prin el diverse lucrări ale Dumnezeu. Spontan, irepetabil sau repetabil. Să vă amintesc că e târziu fără să mai citesc. Spuneți-mi, vă rog, când peste 5-7-10 a venit Duhul Sfânt, cum s-au manifestat? Au prorocit, nu? Când peste Maria, peste Elisabeta, peste Zaharia a venit Duhul Sfânt, cum s-au manifestat? Au prorocit. Când peste cei din casa lui Corneliu, cei de la cinzecime, cum s-au manifestat? Toți au avut acele manifestări, supranatural. Că s-au repetat sau nu, cum spune un corinten, nu tot vorbesc în alte, nu toți au darul, vorbim în alte limbi, este altceva. Dar o dovadă supranaturală trebuie să fie prezentă. Dumnezeu să o dovedească. Într-un fel sau altul. Mama mea, de exemplu, are vedenie. Și îmi spunea odată că s-a adunat la noi în casă, la părinții mei, ca să facă rugăciune și zice, la prima rugăciune nu m-am văzut că din perete o țâșnit 3 izvoare. Și n-am spus nimic, am știut în seara aia, Domnul botează 3 cu Duhul Sfânt. Nu a fost dovada numai nei că au vorbit în alte limbi, a fost și vedenia dată. La noi în comun acolo este un frate care a venit din lume, și a trecut multă vreme până să fie botezat cu Duhul Sfânt. Acolo a fost drept și un curent de învățătură de la martor și mai greu s-au lămurit lucrurile. Și într-o zi a postit. Tăia lemn din pădure. Acolo au, la munte au proprietate particulară și când, dacă a postit, n-a luat pauză să mănânce, dar a luat pauză să se roage. Și în timp ce se ruga singur în pădure, a auzit o voce. Fii credincios și stăruiește, că-și va veni vremea când te voi binecuvânta în fața poporului. S-au organizat, pare-mi și acum 2 ani, 200 de stăruiți. Mă sunau aproape fiecare seară, cum zice și în fapte că Domnul a adăugat numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Și în cele 200 de stăruiți, în duminica dintre cele 200, s-a dus la Anvon, tata care e prezbiter și cu fratele ăsta. Și în timp ce tata cerea binecuvântarea Domnului peste serviciu ce urma după timpul de rugăciune, era așa un har în adunare, fratele ăsta la Anvon o izbonit într-o vorbire în alte limbi cursivă. Eu nu știu da seama atunci, nu i-a venit în minte ce i-a spus vocea aceea în pădure, că atunci era o bucurie peste el. Dar apoi și-a dat seama și-a adus aminte că Dumnezeu a împlinit ceea ce i-a promis. M-a avut un alt exemplu interesant, m-a avut un bunic, el a fost mai jandarm așa de felul lui. Și a stăruit 30 de ani după Duhul Sfânt. Eu, întrucât așa, în parte semănam, am avut o teamă că trebuie să stăruiesc și eu tot atâta. Și Dumnezeu s-a îndurat de mine și m-a botezat cu Duhul Sfânt la prima stăruință. Dar bunicul, cum spun, 30 de ani a stăruit. Am bătrânit și pe la 80 de ani a devenit mai evlavios, se ruga foarte mult, bunica murise, era singur, dar era sănătos, lucid.
Și într-o dimineață când s-a dus tata la el, că îngrijau părinții mei de el, locuiau vecini, îi zice, astă noapte m-am visat că eram la stăruință. Și așa vorbeam în alte limbi. Dar ce știi ce e interesant? Dimineață când m-am pus lângă pat, tot așa vorbesc. I-a rămas lucrarea asta de peste noapte și peste zi. Dumnezeu lucrează felurit. Numele Lui să fie slăvit. Lucrările astea două, de moment, sunt importante, interesante. Ele pot fi deodată. În casa lui Corneliu, nașterea din nou a fost cu botezul, cu Duhul Sfânt, odată. În alte situații, de la una la alta, durează. Dar ambele pot să fie datate. Și fiecare poate să spună pe mine, Duhul Sfânt, în perioada aia m-a născut din nou și în perioada aceea am fost botezat cu Duhul Sfânt. Și asta e foarte important. Numele Domnului să fie slăvit. Cunosc un frate în Austria, e de vârsta mea, a fost mare bandit, s-a pocăit când avea 36 de ani. Întrucât a fost un gangster mare, ziceau ceilalți, ăsta nu poate să rămână pocăit că a fost prea diavolului, mă. De așa se face că m-am nimerit în Austria, tocmai aceea, și am stat la el în casă, aveam viză pe o lună de zile. Se ruga 3-4 ore, citea din Biblie 3-4 ore. Avea apartament, proprietate particulară, știți că nemții sunt cu liniștea și vecinii, cei cu gălăgia. Spunea, vă rog să mă scuzați, era așa un temperament, un coleric. Eu nu vreau să strig, dar strig la Dumnezeu să mă scape, că eu am fost tare păcătos și dacă nu mă prinde, are lucruri rele. Și apoi strig la Domnul să îndure de mine. Domnul a schimbat, este și în zi de azi un om nou, dar a stăruit 5 ani după botezul cu Duhul Sfânt. Umblat-o prin Austria, umblat-o prin țară, mă zic, las că Dumnezeu a știut după tine 20 de ani, tu urma 5 ani după Domnul, tot tu rămâi dator. Și Dumnezeu în final, pentru că nu s-a lăsat, a dorit, s-a îndurat de El. Cum s-a îndurat și de noi și dacă este vreunul încă de care nu s-a îndurat. Și dacă aveți vreun copil care încă nu-i născut din nou, așteptați pe Domnul. Trebuie să vină momentul acela în care să-și dea seama că e păcătos. Domnul să-l cerceteze și apoi și să-l umplă cu Duhul Sfânt. Și îngăduiți-vă un scurt, un exemplu mai dau și am încheiat. Eu am venit după fix, știi, și trebuie să stau 2 ore. Mă iertați. Dragii mei, noi am avut un copil care ne-a creat ceva probleme. Între 15 și 18 ani a fost lumesc totalmente. De ce am gândit Dumnezeu asta, e altă problemă. Ne-am rugat, eu în slujbă, ne-am pus întrebări. Soția mea, țin minte că s-a rugat o dată și a postit 40 de zile una după alta, între care în astea 40 de zile, una după alta, a fost și din alea că mâncat-o numai a treia seară. Și când a venit vremea să-L cerceteze Dumnezeu, am văzut când venea, când nu venea, pleca unde voia, în fine. Erau la mașină, toți ceilalți și întreabă unde el. Și a rămas la mărturisire cu un frate. Interesant. A urmat evanghelizarea, a urmat stăruința, s-a dus din nou la mărturisire, fratele la care s-a mărturisit a întrebat, poți să mă duc și la stăruință? O zis, nu, tu pe ultima bancă, stai și te pocăiești. Dar a venit altul care se ocupa de stăruință și i-a luat pe toți în față. Așa, bun, cu răi, care o dai ospățului de ospăți. Și numai cineva vine și îmi spune și du-te, auzi cum se roagă în alte limbi băiatul tău. Și ca să fie pentru mine o confirmare, vorbire ca aceea în alte limbi n-am auzit la nimeni. Ajung acasă, ceilalți copii spun la soții, ce Domnul pățea cu Duhul Sfânt pe... și spun numele. El urcase până sus și cobora așa pe scările interioare, să uite soția la el. Dacă ați văzut o poză înainte, ați spus că e un personaj din film, dacă vedeați după aia spuneați că nu e acela. Cum i s-au schimbat trăsăturile feții, liniștea, pacea. Și soția, așa cum sunt femeile transparente, zice, băi, dar tu cel mai mare păcătos pentru tine te botează, Domnul, prima dată, frate, te-au stăruit, măcar o săptămână. Știți ce a zis?
Mama, eu m-am văzut cel mai rău. Am fost în fundul gropii și de mine Dumnezeu s-a îndurat. Fuma, printre altele. Și l-am întrebat apoi, spune drept, din ziua aia mi-a fumat vreodată? Mi-a fost scârbă față de tutun. Asta înseamnă curățat, înnoit, spalat și umplut cu altceva ce vine de la Dumnezeu. Amin.